Băi, fata, am primit aici niște bile anale sau ceva de genul ăsta. Sex tape la 1 milion. Salutare, mă, șefailor! Bine ați venit la un nou fanmate! Băi, și vreau să vă spun, vă mulțumesc mult rău de tot, fata, pentru că am ajuns în 7, pe locul 7 în tendințe data trecută și am sus undeva până la 50.000 de like-uri, ceea ce este pretty cool, fate, și aș aprecia dacă și de data asta ar fi la fel, ar fi super nice. Și nu uita, dacă ești un subscriber, să apeși pe clopoțelul ăla ca să fii încolo notification squad, bine? Respect! Bun, mă, șefailor, băi, cam astea sunt toate colete de data asta, sunt în jur de vreo 20 și ceva cu tot cu aceste pliculețe. Sincer, o bucurie enormă pentru mine pentru că sunt așa puțin mai puține, însă mă bucur, frate, pentru fiecare fanmate pe care îl primesc eu, cum apreciez toate coletele voastre pe care mi le trimiteți aici, dacă nu sunt cu atât de mult scoci. Așadar, dacă vrei să-ți trimiști un colet să apare în videoclipurile săptămânale aici, numele Bălan Alexandru Ionel, oficiul poștal numărul 77, căsuța poștală numărul 15, București, sector 3. Îți ia 5 lei pe 1 kg dacă nu depășește 1 kg, dacă depășește 2 kg, gen 10 lei și tot așa. Suntem aici, frate, cu poetul, că Alexandra este indisponibilă, că, na, s-a dus să-și pună niște unghiuțe, așadar l-am aici pe poetul. Bun, aici avem aici primul colet de la Neagu, Denis Cristian, să vedem ce este. Băi, frate, am văzut aici că avem un fidget spinner și o să le dăm pilota asta afară. Băi, frate, trebuie să apreciez chestia asta pentru că e primul copil care mi-a trimis niște lucruri sigilate, frate, și chiar copiii ăștia care o să le trimit la casa de copii, practic, o să se bucure foarte mult de ele. Sunt niște chestii de la McDonald's, dar toate, absolut toate, sunt sigilate și o să le las sigilate pentru copiii ăștia cum a venit. Și îmi place foarte mult minionul ăsta, așa că seamănă cu mine, să zic așa. Uite cum e ce tare! Văd că am mai primit aici un dino sau ceva de genul ăsta, face ceva, nu face, văd că are ceva înăuntru, dar nu face nimic practic, da, nu, dino. Avem aici, ia să vedem, fidget spinner ăsta se învârte. Este și el. Asta este fidget spinner, frate, bă, îți mulțumesc mult pentru fidget spinner și pe toate cadourile astea super awesome. Hai să vedem ce scrie și aici în scrisoarea asta. Salut, Colo, mă numesc Neagu Denis Cristian, am 12 ani și stau în sector 3 București. Te urmăresc la 60K, așa, pup Alexandra, din partea mea, salută și pe prietenii mei, Matei, Marius, așa, salut, să știi că nu o să-ți placă desenul cu tine deoarece nu mi-a reușit. Bă, ăsta este desenul, sunt cam clăpăug, așa, dar este destul de în regulă, Alexandru Balan aici foarte mișto ăsta, aici a scris un random respect și CSGO, mersi mult, frate, pe un pachet. Chiar... Al doilea pachet văd aici că este de la Grigorescu Ioan Daniel din Făcăieni, bine, frate, hai să vedem ce e. Băi, frate, am primit aici niște bile anale sau ceva de genul ăsta, nu știu, habar nu am ce sunt pe aici. Văd că am primit aici un disc cu Tom și Jerry, mulțumesc, chiar urmăresc Tom și Jerry foarte mult. Am primit aici o ancoră, un papițoi de ăsta, un desen cu Colo, 200K subs, respect, de bea așa, iubiți-vă familia, respect, frate, mersi frumos că te-ai uitat la videoclip. Și hai să vedem ce are de spus. Salut, Colo, eu sunt Ionuț, Gabi, ceva genul, nu am nicio idee ce scrie acolo, sunt clasa a 4-a, sunt un mare fan și te urmăresc la suma de 100K. Vreau să-ți menționez că tu și Alexandra sunteți cel mai frumos cuplu. Respect, scuze de scrisul urât. Stai liniștit, frate, mersi frumos pentru tot pachetul. Te pup, respect. Mai avem aici un colet de la Dobromila, Alexandru din Vulcan Hunedoara. Hai să vedem. Băi, hai să vedem aici ce am primit. Deci am primit un săculeț ăsta cu bagajii, nu știu ce. Am primit foarte multe zgârciuri de astea, frate, și îți mulțumesc frumos, văd că costă 1,90€, nu se arată prețul niciodată. Am primit aici un pachet. Oh, pardon, îmi cer scuze. Un pachetel aici cu foarte, foarte mulți bănuți, deci respect. Am primit o chestie de genul ăsta, nu știu, n-am nicio idee ce este, fata, dar cred că se bagă în cur sau ceva de genul ăsta. Nu glumesc, este pentru masaj, știu prea bine ce este. De exemplu, acum masez pula. Am primit un fucking ceas. Ok, mersi. Ia să vedem, mai am primit aici un fidget spinner, la fel cum l-am primit și pe celălalt, o chestie de asta cu domn dalmație, nu știu ce pula mea e ăsta așa, minioni, o broască testoasă, un foxy, niște mașinuțe, un din ăsta urât, o kendamă, am primit aici un yo-yo, hai să jucăm cu el. Eu știu să mă joc cu yo-yo astea, deci, respect, woo! Gata, l-am pierdut. Am primit aici o foafe, că cred că eu dau lui CBR, o minge de ping-pong, un atinaz de la Nike, care este și un breloc, și hai să vedem ce scrisorică este pe aici, bine? Salut, Colo, mă numesc Ale și te urmăresc de când aveai 30K abonat și te respect și te apreciez mult pentru treaba pe care o depui zi de zi. Sper să ajungi cât mai sus pentru că meriți plin, îmi place mult la tine că ești pe energie pe fiecare live și... Asta contează deoarece și mie îmi transmite o energie. Să nu te supere nimeni prin munca ta, să nu te împiedice sau ceva nimeni prin munca ta, pentru că e mai puțin să crești din ce în ce mai mult în abonații. Bă, n-am înțeles nimic din ce vrei să spui, dar cred că este o cuvânt de laudă, ceva genul, ai un scris destul de urâțel. Dar apreciez foarte mult mesajul tău, frate, și crede-mă pe cuvânt, nimeni nu o să mă oprească nimic, n-a face treaba pe care o fac. Iubesc foarte mult ceea ce fac și te respect mult. Mersi mult. Și o schemă, dacă tot am primit o kendamă. Asta e cam pârjale, dar... Ei, coaie.
Asta merge, ăla e, respect. Dior Jean Patek ne trimite aici un nou pachet din Arad. Hai să vedem. Bă, hai să vedem ce am primit. Am primit aici o mască de Anonymous care este foarte, foarte interesant. Am primit aici o chendală mamaie fără ață. Să zic așa, am primit aici niște lene, probabil să-mi fac o cruce. Am primit aici niște de-astea, așa, pula mea, nu știu, un așa. Am primit aici pe piratul Jack, cel teribil, să zic așa. Am primit aici un Spider-Man. Da, s-a focusat. Da, poetul filmează. Da, e ok. Revenind, am primit aici un Spider-Man, am primit aici un pistol cu apă care nu funcționează aparent și chestia asta, habar nu am ce face, dar văd că se aprinde, deci ceea ce este peticol. Mersi pentru pachet, frate. Hai să citim la scrisoare. Scurt și la obiect. Dragă acolo, eu mă numesc Jean și cu un prieten pe nume Patrick ne-am gândit să-ți trimitem un colet. Noi avem 10 ani și el are 9 ani, te urmărim la 50 de casab și îți urăm mult succes în continuare. Mersi mult pentru pachet, frate, respect și pentru tine. Am primit aici un pachet de la Cârgel Alexandru. Hai să vedem de unde este, ce este cu el. Bă, ca idee, în cutie sunt niște dolari aici falși și niște chestii de-astea pe care n-am înțeles niciodată de fapt ce sunt cu chestia asta cu Scooby-Doo, da? Mersi oricum. Hai să vedem, am primit un urât ăsta așa care dă din mâine, am primit aici niște mașinuțe, un urât ăsta la altul așa, încă un yo-yo, am primit aici un pachet de mini cărți, să zic așa, mașinuță, am primit un ăsta de Jacobs, amigo, ceva de genul ăsta, am primit un super glow, am primit aici o lanternă care probabil se aprinde, e ok, am primit o mireasma primăverii, am primit aici niște șervețele în caz că vine să mă cac, o de asta cu awesome, ceea ce este foarte tare, 3 lei și cam asta a fost tot, și un yo-yo, mersi mult de tot, frate. Salut Ștefane, mă numesc Alex, am 13 ani, sunt din județul Gorj, eu cu prietenul meu Neoboxis, ne-am hotărât să-ți trimitem acest colet. Vreau să știi că te respect foarte mult ceea ce faci și ești cel mai tare YouTuber din România. Să-i salut pe Cucu Ilie așa. Salut, respect! Nicolae ne trimite aici un pachet din Constanța, hai să vedem. Am primit Minecraft, super! Nu frate, îți mulțumesc, chiar o să mă joc. Glumesc. Da, sunt două aici CD-uri, am primit aici o bilă de asta la Nerf. Țin să menționez că am mai primit încă una, nu știu ce pula mea face, cred că e doar o piață. Aici nu știu ce pana mea este, surpriză. Și aici cred că avem un fidget spinner, hai să le desfacem și pe astea repede. Băi, am primit aici un pil să fac și o schemă cu el. Da, nu prea mi-a reușit, dar mersi pentru pil, frate, respect. Am primit aici un fidget spinner, dar din păcate decât unul are LED-uri, deci na. Este destul de ok, mersi frumos. De la Liviu și Luca, sper să-ți placă coletul nostru. Scuze că nu ți-am mai dat donație, dar jocurile și firma fac destul. Sper să ajungi la 1 milion de șefani. Noi să știi că suntem șefanii adevărați. Să știi că azi am pierdut 20 de euro la pariu. Oleo, da. Constanța și aveam 11 ani. Bă, respect, mersi mult pentru pachete, fate, și nu mai băgați la pariuri. Cred că Topor te cheamă sau ceva de genul ăsta și ești din... N-am nicio idee ce a scris doamna la poștă, da? Hai să vedem. Da, da, fă fan mail, că am avut și birou, da? Da, da. Coai, cine pula mea e ăla? Și am mai primit aici, ia să vedem, niște chestii astea, foarte mulți licurici ăștia care se lipesc în pula mea de asta și o să desfac toate astea ca să vedem ce sunt în ele, bine? Hai! Armata piticilor! O să venim să vă atacăm! Bă, am primit niște chestii de genul ăsta și foarte, foarte mulți papițoi, după cum ați putut observa și voi aici, sunt aici o grămadă de papițoi. Am primit aici o patură de reciclare, am câștigat aici o doză de la Pepsi, ceva de genul ăsta, o scoică, o lumânare, sper să mor și tu, un diavol aici subtil, adică știi, sper să mor, gen. Așa, și avem aici o baterie și o chestie de asta de glaze, să zic așa, și avem aici o scrisorică. Astăzi, eu și Teo Zanet, Petruț Boașe, așa scrie cu aia, ți-am trimis un colet cu cele mai importante lucruri din casă pe care le-am găsit. Sper să-ți placă, Doamne ajută. Voi face o mică prezentare la colet. Păi deja l-am văzut și mai prezentare așa. Teo și Zanet pe Facebook și Petru Boșca pe Facebook. Mersi mult pentru colet, respect. Avem aici un pachet foarte micuț de la Cărăcimaru Sterian Vintilă, cred că ceva de genul ăsta, județul Dâmbovița. Hai să vedem ce e în el. Băi, cu aia în pachetul lui nu m-a așteptat să fie o doză de Pepsi goală. Am primit aici o lingură care aparent este o fetiță, ceva de genul ăsta prăbușită. Colo de pesc e aici pe o chestie de genul ăsta, un leu, un legoman care are capul într-un stănion, nu știu de ce pula mea, cred că să-i se facă cald sau să leșine ceva. Avem un zâmbăreț ăsta aici și cam asta este tot și scrisorile. Hai să vedem ce sunt scrisorile. Dacă acolo te urmăresc de la suma de 50 de casa, dar pe ce și ce faci, ești YouTuberul meu preferat, sper să ajungi la... ajungi la un milion. Cred că așa. Respect, putere, swag, hai cu milionul! Cohonuț, edit, Jimmy, bă, da, mai dă-te, bă, morții, mă, te reclaxonezi tu pe geam! V-am zis aici niște chestii de la chopstick, o zonație puternică, măcar atât, nu știu ce, și niște scrisoare. Hai să le desfacem întâi, da? Bun, avem aici o cutie de tic-tac goală, avem aici o scoică, un zâmbărez ăsta așa, yeah! Avem aici niște chibrite folosite și hai să vedem ce avem în scrisoarele astea, bine? De la Pati, bună acolo, să știi că te urmăresc la 10k subs. Am să te urmăresc în continuare, îți doresc mult succes. Sper să apară chestia asta făcută de mine pe videoclipul tău. Păi numai că o să apară, doar sunt coletele voastre, nu? Respect! Andrei îmi spune, dragă acolo, te urmăresc la 10.000 de subs, faci o treabă super bună și sper să nu te lași niciodată de YouTube. Niciodată, frate. Sper să apăți acolo pe videoclipul tău, să apară pe videoclipul tău. Succes în continuare. What the fuck, de ce vreți? Adică, cum apăreți? Na, hai cu milionul!
Sper că ți-a plăcut super mult! Să nu uităm de donația puternică pe care am primit-o aici, bine? Denis ne trimite aici un pachet. Hai să vedem ce este. Hai să vedem, am primit aici un fidget spinner. Cred că aici e o donație, ceva de genul ăsta, nu știu ce problema scrie aici. Dar hai să le desfacem de astea. Da, apreciez că mi-ai trimis niște casetuțe de astea foarte vechi, super tare. Bă, hai să vedem, am primit aici 1, 2, 3 lei, să zic așa. Un fidget spinner foarte mișto, că e roșu cu negru. Și se văd că se învârte foarte, foarte mult. Are un efect foarte mișto. O de asta de la mare cu Rimi, Wii sau ceva genul ăsta. O să lipim imediat pe frigider. Avem aici un cred că e o chestie de asta de bicicletă, care cred că se aprinde în mod normal, da. Avem aici 2 minioni, un cont de PaySafe și o scrisorică. Hai să vedem ce scrie. Și știți că e o tradiție, așa că o lipim aici pe frigider. Respect. Salut Colo și Alexandra, mă numesc Davis, am 13 ani și sunt din Arad, cred că vrei să scrii. Multă baftă în continuare, like, șefam, putere, valoare. Mersi mult pentru pachet, frate, apreciez. Următorul pachet este de la Cubi Like, Carabut, locație Giurgiu, ok, foarte bine, da, numele? Bă, avem aici două fidget spinner, văd că ne-au trimis aici băieții ăștia, că am înțeles că sunt mai mulți sau ceva de genul ăsta. Avem aici un foarte mișto desen, frate, făcut aici cu noi, cu putere, cu chestii de genul ăsta, afară așa muie la cai. Avem aici un desen cu muie la cai, ceea ce e foarte tare. Și hai să vedem și scrisorica asta. Salut, Coro, noi suntem Cubili, aka Cubilai, Darius, aka Mini Geleu, Răzvan, aka Bețivanu, Alex, aka Niez, suntem din Giurgiu, avem 13-17 ani și te urmărim la 50K. Ne place foarte mult ceea ce faci. Q&A-ul facem bine, facem fiecare bine. Deci aștept pentru Q&A să-ți spun la întrebări. Bine? Respect, mulțumesc frate pentru pachet. Dragoș ne trimite aici un pachet din Brașov. Hai să vedem. Hai să vedem, am primit aici, frate, bă, cam vreo 14 lei, 13 lei, ceva de genul ăsta. Mersi mult pentru donația puternică. Două creioane, trei markere, o candamă fără spike, mi se pare că e la asta. What the fuck? O ciocolățică, cred că e cea mai mare donație de până acum, frate, 5.000 de lei, frate. Deci îți vine să crezi că am primit aici 5.000 de lei. Nu se focalizează, fă toți 5.000. Și îți mulțumesc frumos pentru zâmbet, frate. Contează foarte mult pentru mine. Salut, Colo, noi suntem Dragoș, Ștefan, Paul, Andrei. Noi suntem șefanii supremi, te omăim de pe Twitch. Sper să ajungem în Brașov, să faci 1 milion de subs și să filmăm un film porno. Doamne ajută. A, să facem un film porno cu Alexandra. O să facem sex tape la 1 milion. Și un fidget spinner. Respect. Rade și Andrei ne trimite aici un colet din Câmpia Turzii. Băi, frate, am primit aici un fidget spinner, văd așa cu luminițe, dar nu prea se mai învârte, cred că s-a dus de acolo elementul ăsta. Un papițoi foarte frumos aici, cred că e pentru Alexandra. Am primit aici o candama lui unchiu, am primit aici cred că vreo 2 lei, ceva de genul ăsta, și hai să citim aici niște scrisoarele. Salut, Colo, eu sunt Alex Benganeschi, ceva genul, am 13 ani și sunt din Câmpia Turzii. Sper că o să-mi înțeleg scrisul, puțin urât. Sunt fata și să ne îți apreciez video... A, îți apreciez videoclipurile, mersi. Sper să-ți placă coletul ceva cu care l-am trimis. Citește pe spate. Ok? Pe care ți-l-am trimis. Date și cotoi și am 13 ani. Sper să înțelegi scrisul meu. Dacă nu, sorry. Te susțin, îți dau like la fiecare video. Succes în continuare. Mersi că îmi dai like și nu uita să dai și subscribe. Și nu uita că dacă ești subscriber să apeși pe clopoțel ca să fii în Gold Notification Squad. Respect! Colo este numele meu, tot Darius. Am 11 ani și sunt din Câmpia Turzii. Salut, salut pe Alexandru din partea mea. Salut! Mersi pentru pachet. Nu știu la cine este, cred că la Filip Alina, ceva de genul ăsta scrie aici. Bă, vreau să, pe ce, vreau să spun că este cel mai frumos ca colet pe care l-am primit așa, ca o șicarte, să zic așa, o cutie. Nu știu, foarte, foarte mișto. Hai să vedem ce este înăuntru, bine? Am primit aici un voucher așa valoric, dar aici este un cod și nu vreau să vi-l arăt așa de reducere la orice smartphone, ceva de genul ăsta. Mersi mult. Practic, am primit aici cel mai tare joc al copilăriei, dar din păcate nu funcționează. Dar îți mulțumesc pentru apreciere. M-am încurcat în limbă, nu pentru apreciere, pentru gest. Am primit aici două dastea de parfumulele, așa, parfumurele, coai? Parfumele sau ceva genul ăsta, mă rog, în fine. Am primit aici foarte mulți bonus, frate, cents, pounds, tot felul de bonus, frate, deci toți banii din lume cred că i-am primit aici, mersi mult, frate, nu ce să zic, super tare. Am primit aici o candamă, frate, de-asta un sticker, ia să vedem, și pentru Colo, eu sunt Andy din Iași, am 11 ani și eu și colegul meu Antonio ți-am trimis ceva. Sper să-ți placă, respect, Q&A-ul facem în fiecare vine. Îți mulțumesc mult pentru pachet și foarte frumos împachetat, sincer, super tare, respect pentru tine, frate. Și să nu uităm, frate, am primit aici o minge de golf, cred că originală sau ceva genul ăsta de la Incisis. Nu știu, să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii. Foarte tare, n-am primit niciodată așa ceva. Madalin Florin ne trimite aici o scrisorică, hai să vedem ce este în ea. Scrie aici foarte frumos Colo și respect și hai să vedem aici. Salut, Colo, mă numesc Madalin și m-am gândit să-ți dau un plic. Q&A-ul facem în fiecare vineri, super tare, scris aici. Șefam pe viață, măia criza, salut, Madalin, salut. Este doar un destinatar, dar hai să vedem ce scrie în scrisoarele. Dacă Colo, te urmăresc de la 50K subs, îmi place calitatea videoclipurile tale, mai ales bike vlogul și CSGO, respect și putere. Nu am avut multe de zis, Q&A-ul vineri, super tare, frate, m-ați apreciat pentru că ați învățat chestia asta și vă respect super mult pentru chestia asta, frate. Respect, Marian Fabian îl cheamă, respect.
Dobre Tudor din Focșani ne trimite aici un pachetel, ia să vedem. Este o scrisoare, dar mă rog. Pentru Colo, salut Colo, eu sunt tu Ștefan, am 8 ani, cel mai mic om care mi-a trimis aici, frate, super tare. Te urmăresc de la suma de 200 de caboați, continuă cu ceea ce faci. Scuze pentru scrisul mai urât. Te înțeleg, frate. Q&A, hai să-i răspunde că e mai micuț. Câți ani ai? Am 25, joci Clash Royale, nu mă joc că nu prea place jocul și skinul preferat pe CS:GO ave pe Dragon Ball. Mersi mult pentru acest pachetel și avem aici, ia să vedem, un desen, frate. Respect, frate. Mulțumesc frumos. Rusu Nicolae Robert ne-a trimis aici un dăsta din Gecanți sau ceva de genul ăsta, localitatea. Hai să vedem. 16.6.2017, practic, ai trimis această scrisoare și acum suntem în data de joi 22 iunie, deci super tare. Salut, Ștefane, noi suntem Robert și Nemad. Îți transmitem mare respect din Fetești, de la ora de limba și literatura română. Trebuie să scriem frumos, deoarece doamna profesoară este lângă noi. Îți trimitem o mare donație pentru mașină și sper să faci 300K cât mai curând, masiv. Respect pentru doamna profesoară de română, care o să fie un nou subscriber. Vă pup, doamna profesoară de română, și aveți doi elevi super minunați și ne-a trimis aici și 2 lei. Respect pentru doamna de română! Dacă n-aveam prietene, vă ziceam să mă sunați. Ha, ha, te-ai prins, just joke. Bă, practic ăsta e decât un destinatar, așadar o să-l rup plicul cu atenție. Bă, am primit aici unele din cele mai mișto desene, este ăsta cu Alexandru Bălan, super, super mișto. Și am primit aici un desen super mișto, cred că ăsta o să fie pe prietenul abonaților meu dacă o să mă mut vreodată, frate, super tare făcut. Deci respect pentru tine și hai să vedem ce scrie în scrisorică, bine? Salut Colo, mă numesc Alex, mi se mai spune Zumi. Sunt din Constanța, am 21 de ani, te urmăresc enorm de mult și succes în continuare cu YouTube-ul și cu planurile de viitor. Sper că ți-a plăcut cadoul de la mine, dacă mai dorești desene de la mine, te rog să-mi spui. Le voi face din suflet. Am rugăminte să nu arunci desenele și mereu să-ți aduc aminte că ai o comunitate mândră de tine. Băi, frate, nu știu, mi s-a zburlit chică pielea, nu știu dacă se vede sau ceva de genul ăsta, frate, dar e super, super tare. Mă bucur că mă susțineți, frate, de fiecare dată și desenul clar nu o să-l arunc, frate, nimic din toate lucrurile astea, după cum le vezi pe masă, toate scrisorile și toate chestiile de genul ăsta eu le am aici și o să le păstrez de fiecare dată. Ăsta clar o să fie pe prietenele abonaților mei când o să mă mut. Sper să mă mut odată în viața asta cât mai repede, că nu mai am loc. Dar vă mulțumesc frumos pentru toate coletele, frate, pe care mi le-ați dat în acest videoclip, să zic așa. Niște colete foarte, foarte multe. De data asta văd că ați înțeles mesajul meu foarte bine. Unii și-au tot v-am spus și pe hate, pentru că na. Însă apreciez aici toate coletele pe care mi le-ați trimis astăzi, frate, super, super tare. Văd că sunt jucării noi de data asta. Cred că cei de la Casa de Copii o să se bucure enorm de mult. Și toate coletele știți prea bine că le voi păsta. Cred că o să le duc aici, uite, le-am aici și pe jos și peste tot. Deci le-am aici și le-am și în debara. Așadar, noi păstăm toate coletele, frate, vă mulțumesc mult pentru donațiile alea, vă mulțumesc mult pentru fidget spinner, vă mulțumesc mult pentru cadourile copiilor, toate scrisorile le avem aici și noi să ne vedem data viitoare cu noi videoclipuri. Bine? Hai, respect! Nu uita, dacă ți-a plăcut videoclipul, dă-i un like și noi o să ne vedem pe data viitoare, probabil cu noi episoade, bine? Hai, respect! Cu oficiul postat și căsă postatele, le-ai în descriere, dacă veți apare în clipurile săptămânale. Ideea este în felul următor, data trecută știți care a fost problema, am văzut că foarte mulți dintre voi v-ați dat-o pe hate pe chestia asta cum a venit, pentru că eu vă arunc coletele și îmi bat joc de voi. Treaba nu stă chiar așa, deci cum a venit, eu v-am spus de foarte multe ori să nu folosiți foarte mult scotch, pentru că scotchul ăsta practic mă împiedică să fac chestia asta și nu este foarte ușor să filmez cum a venit un fanmail. Adică un fanmail necesită foarte multă răbdare, să zic așa. Da, practic v-am spus să nu mai trimiteți cum a venit căcaturi, așa m-am exprimat, ceva de genul ăsta. Nu mă aștept să primesc cum a venit lanțuri de aur, bling bling, nu știu ce, milioane sau ceva. Realizez că faptul că mulți dintre voi sunteți copii, mă urmăresc copii, ok, nu am niciun fel de probleme cu asta, na, oricine mă urmărește, frate, respect și mă apreciază cu chestia asta. Ideea este în felul următor, nu am nicio problemă cu jucăriile, eu oricum nu am ce să fac cu ele, pentru că o să le donez la o casă de copii sau ceva de genul ăsta, pentru că eu chiar nu am ce să fac cu ele, sincer să fiu, însă apreciez gestul vostru de a-mi da lucruri așa, lucruri drăguțe, să zic așa. Le apreciez pe toate, însă lucrurile care sunt utilizate, adică cum avem și o jucărie, dacă este utilizată, are un ochi rupt sau chestii de genul ăsta, îți dai seama că nu poți să duci la o casă de copii cu chestii de genul ăsta, știi? Pentru că ar fi penibil, să zic așa. Știi, copiii s-ar bucura, poate, dar s-ar bucura de un lucru care este utilizat și dat prin căcat. Deci, no offense, bros, n-am nicio problemă cu oamenii, cu voi, nu v-am luat-o pe niciun hate, să zic așa, adică, na, eu vă respect pe tot, însă încercați să mă credeți și pe mine că nu e ușor să filmez cum a venit un fanmail, pentru că mi-a, de exemplu, data trecută mi-a luat undeva pe la vreo 4 ore jumate să filmez și încă vreo 3 ore jumătate de editare, este foarte multe de filmat, încerc să fiu cât mai practic și voi, practic, îmi îngreunați toată munca asta prin scotchul ăsta, știți, și prin bătaia de joc. Dacă nu o să mă înțelegeți prin chestia asta și voi vă luați pe hate în continuare, n-am nicio problemă cu chestia asta de hate în orice caz. Practic, să-mi închid fanmail-ul și cam asta o să fie tot. Sper să îmi înțelegeți punctul de vedere și de fiecare dată oricum apreciez, frate, când îmi dați foarte multe like-uri, pentru că chestia asta practic te motivează și nu mai contează, știi, cât durează să faci un fanmail sau chestia de asta, pentru că știi că oamenii tăi te apreciază, știi, ceea ce este foarte tare. Deci mulțumesc frumos!